Problema spinoasă a sabatului și a zilei din tâia săptămânii nu este chiar atât de spinoasă dacă înțelegem felul în care s-a desfășurat lucrarea apostolului și în special lucrarea apostolului Pavel. Și premiza de la care pornesc și pe care vreau să vă demonstrez pe scurt este că apostolul Pavel s-a focalizat întâi pe iudei, pe evrei și apoi pe greci și pe neamuri. Și lucrul acesta chiar Pavel îl spune în anumite pasaje doctrinare, fiecare dintre dumneavoastră le puteți căuta ca să vă puteți în cuvința, în credința de acest lucru. Din capitolul 6, de exemplu, din Cartea Faptelor Apostolilor, putem vedea lucrul acesta foarte clar când Ștefan intră într-un conflict cu unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinienilor, a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, care au început o ceartă de vorbă cu Ștefan. Apoi mergem mai departe în capitolul 9, Saul sufla amenințare împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la Marele Preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei să aducă legați la Ierusalim. Deci, în sinagogi erau credincioși, ucenici ai Domnului Isus Hristos, care se întâlneau acolo, da? Ei sunt numiți aici ca unii care umblau pe calea credinței. Apoi avem în versetul 20. Apostolul Pavel care s-a dus să prindă pe oamenii aceștia din sinagogi, își schimbă misiunea, este convertit și începe să propăduiască în sinagogi, la plural, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Deci chiar de la începutul lucrării sale, Apostolul Pavel se ocupă de sinagogi. În capitolul 13, versetul 5, Pavel și Barnaba au ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Apoi, Versetul 14 și 15. Din Perca și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au intrat și-au șezut jos după citirea legii și a prorocilor, fruntași și sinagogii au trimis să le zică fraților dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru un norod, vorbiți. În capitolul 14, versetul 11. Versetul 1, mă scuzați. Spune așa: În iconia Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel încât o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Vedeți că și grecii care într-un fel erau apropiați de religia iudaică sau adoptau într-o oricare măsură monoteismul, se strângeau împreună cu iudeii în sinagogi. Capitolul 17. Vedeți din nou exact același lucru. Pavel și Sila au trecut prin Amfipolii și Apolonia și au venit în Salonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Unde? În sinagogă. Era obiceiul lui Pavel, se spune, da? Versetul uh, 10. Frații au trimis în dată noaptea pe Pavel și Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia din sinagogă aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Uh, versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. De data aceasta, apostolul Pavel este în Atena, unde spune versetul anterior că îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți plin de idoli. Capitolul 18, versetul 17. Atunci au pus toți pe mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Da? Pavel a trecut prin... Uh... Prin Corint și lucrul ăsta se întâmplă uh, cel mai probabil în Corint. Capitolul 18, versetul 19. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțiturile lui. Au intrat în sinagogă și au stat de vorbă cu iudei, care l-au rugat să rămână la ei mai multă uh, vreme. 18 cu 26. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Unde e asta? Păi spune versetul 23, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatei și frigei întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo din Niam de Alexandria. da. Și ei se preocupau acum în locul acesta, în sinagogă, da, învățând, propovăduind în sinagogă, acest Apollo. Apoi avem 19 cu 8, unde spune... Pavel a intrat în sinagogă și unde vorbea cu un drăzneal. Aici uh, sunt, uh, suntem tot la Efes și zice că timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Deci ne aflăm la Efes unde vine Pavel uh, și unde Pavel predica din sinagogă. Și apoi vă mai Dau două versete, fapte 22 cu versetul 19, unde Pavel zice Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei care cred în tine, sau pe cei ce credeau în tine. Pavel vorbește despre persecuția pe care el o făcea atunci când era necredincios, umblând prin sinagogi, după credincioși. De ce se întâlneau credincioși la început în sinagogi? Pentru că nu se făcuse încă ruptura dintre creștini și evrei. Da? Ei fiind evrei creștini, în prima fază a creștinismului, se întâlneau în sinagogi în sabat. Capitolul 26 cu 11, același lucru, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată sărința ca să-i fac să hulească. Deci așadar, premiza pe care am vrut să o demonstrez este că Apostolul Pavel s-a ocupat în prima parte a lucrării sale și în mod special S-a focalizat asupra evreilor Evident că oamenii temători de Dumnezeu Dintre neamul prozeliții Se întâlneau cu evrei în sabat În sinagogi Era singura religie monoteistă Prin această prismă, cu această optică Trebuie să citim Pasajele care ne vorbesc despre uh, Intrarea apostolilor Și slujirea lor în sinagogi În timpul sabatului Și din ce am observat eu În Cartea Faptelor Apostolilor Sunt uh, vreo opt apariții de felul acesta, la care vreau să vă atrag atenția pe scurt și să subliniez câteva aspecte. Fapte 13 cu 14. Din Perga și au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidea. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Deci au intrat în sinagogă, s-au dus de la evrei. Când se întâlneau evrei? În sabat. Da? Evident, de asta s-au dus acolo pentru că erau creștini. Evident, Apostolul Pavel se află în evangelizare aici, în misiune. Nu exista o biserică. După citirea legii și a prorocilor, unde? În Sabat, în sinagogă, de către evrei, și sinagogii au trimis să le zică, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru noi, pentru norod, vorbiți. Și Pavel, când începe să vorbească, spune, bărbați israelici, voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Deci se adresează la evrei și la cei dintre neamuri care uh, erau temători de Dumnezeu. Uh, apoi avem uh, versetul 27, când. Pavel spune că și locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că la -au O au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Da? Descrie ceea ce făceau evreii 13 cu 42. Când au ieșit afară, niamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceste lucruri. Faptul că sunt niamuri nu înseamnă că sunt biserică sau credincioși. Nu erau credincioși ai Noului Legământ, biserică, ci erau niamuri care uh, au primit inițial cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce, mi se arată mai înainte, evreii au început să respingă Evanghelia pe care Pavel le aducea. Asta e motivul pentru care neamurile l-au lugat ca în sabatul următor, în sabatul viitor să le vorbească din nou. În 44 spune din același capitol, în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și au zis, iudeii când au văzut noroadele, sau au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Deci avem cadrul acesta format dintre evrei și neamuri care se întâlneau împreună pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu și în cazul acesta are loc o dezbinare. Capitolul 15, unde avem această întâlnire mare de la Ierusalim, unul dintre apostoli spune încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl provăduiesc Fiindcă este citit în sinagogi Moise, legea, în toate zilele de sabat. Da? E foarte clar despre ce e vorba, nu de biserică, nu de credincioși, nimic de felul acesta. Capitolul 16, uh, au pornit de la Troa, au mers la Samotracia, Neapolis și au avuns la Filipi. Și în mod obișnuit, în ziua sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Un loc de rugăciune a cui? Nu era biserică acolo. A cui putea să fie? Evident s-a aștepta să fie niște oameni fie temători de Dumnezeu, fie evrei. Sau evrei și oameni temători de Dumnezeu. Asta e motivul pentru care au făcut acest uh, lucru. Capitolul 17, versetul 1. Uh, Pavel și Iisus au trecut prin Amfipoli, Apolonia, au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obicei, obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Cu cine? cu evrei, cu iudei. Dovenind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Pe acest Iisus pe care îl vi eu, ziceai, el este Hristosul, este evangelizare. Unii găsea pe evrei ca să evangelizeze, ca să evangelizeze. Unde? Evident, în sinagogă. Când? Evident, în sabat. Și ultima instanță, capitolul 18, versetul, uh, versetul 1, Pavel a plecat din Atena, a ajuns la Corint, acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, cu nevasta sa Priscila, a venit la ei. Aveau același fug. ei au început să facă corturi și Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. De ce în sabat? Nu pentru că acolo erau biserică unde se întâlneau credincioșii în sabat, ci pentru că acolo se întâlneau iudei și grecii temători de Dumnezeu. Acela era locul de întâlnire. Iată că toate instanțele, fără niciun fel de excepție, în Cartea Faptelor Apostolilor, unde vedem oameni care se întâlnesc în ziua sabatului, sunt în principal evrei, iudei, din poporul Israel, cu oameni temători de Dumnezeu care adoptaseră iudaismul într-o oarecare măsură, erau monoteiști acum, și acesta este motivul principal pentru care se ducea în sinagog în ziua sabatului. Acolo îi găsea, în acea zi se întâlneau ei. Și în prima fază a creștinismului, credincioșii se întâlneau în sinagogi. Când? În sabat, evident, că nu aveau cum să se întâlnească când vreau ei, împreună cu uh, evreii. Dar avem, uh, cu trecerea timpului, formarea unei mișcări paralele cu cea iudaică. da? Cei care urmau, cum spune cartea Faptului Apostolilor, calea credinței. Frații, ucenicii, cei care credeau în Domnul Isus Hristos. Ei avung să fie o categorie distinctă, da? să fie considerați o sectă, până la punctul în care sunt expulzați din sinagogă, și evident din moment, din, în perioada aceea ei încep să se întâlnească, deși vedem lucrul acesta de la bun început, încep să se întâlnească cu precădere în ziua din tâi a săptămânii, nu în sabat. Motivul pentru care s-au întâlnit în sabat, repet, este pentru că evrei se întâlneau la sinagogă în ziua sabatului. Și apostolii, făcând misiune și evangelizare, îi găseau pe oamenii aceștia, împreună cu oamenii temători de Dumnezeu, adunați împreună pe toți odată, deci este o strategie foarte simplă, în sinagogă, în ziua Sabatului. Așadar, cartea faptelor Apostolului, sub nicio formă, prin exemplele pe care le prezintă, nu stabilește o doctrină, o practică pentru Biserica Noului Legământ, care este formată astăzi cu precădere dintre neamuri, de strângere în ziua Sabatului. Sub absolut nicio formă. Vă salut!